Conform dispozițiilor deciziei definitive pronunțată în urmă cu câteva zile de magistrații Curții de Apel Constanța, Nicușor Constantinescu s-a prezentat la sediul Consiliului Județean Constanța, instituție pe care o conduce din calitate de președinte ales în urma scrutinului din vara anului 2012. Trebuie să existe prezumția de nevinovăție a oricărui cetățean român? Și prezumția de nevinovăție înseamnă că nu trebuie cetățenii români să-și dovedească nevinovăția. Ci trebuie magistrații, procurorii să demonstreze vinovăția sau nevinovăția? Constantinescu a precizat că se va consulta cu avocații lui cu privire la persoanele pe care are voie să le contacteze. Președintele Consiliului Județean Constanța a spus că este de acord cu discursul de la ședința de bilanț al Consiliului Superior al Magistraturii rostit de președintele României, Claus Iohannis, cu privire la mediatizarea excesivă a actului de justiție. Este primul om politic după 2004, care a cerut Consiliului Superior al Magistraturii, organismul independent al magistraților, să înceteze teroarea justiției din România televizate. Președintele Consiliului Județean Constanța nu i-a uitat nici pe adversarii săi, pe fostul prefect Claudiu Palaz și pe procurorul DNA care i-a instrumentat dosarele penale. El a precizat că îi va face plângere penală fostului prefect Claudiu Palaz. El a fost sub prefect și a răspuns cu departamentul juridic al prefecturii și face parte din comisia care a dat a aviz și a retrocedat e ilegal și abuziv. Ilegal și abuziv. 1200 de hectare din stațiunea de cercetări Valul Traian. Referitor la procurorul de caz, Constantinescu l acuză că instrumentează dosare doar oamenilor care fac parte din echipa sa. Am adus medici din România și din Germania. Unul dintre ei este Marius Militar, pe care îl cunoașteți. Și pentru că este adus de Nicușor Constantinescu și echipa lui să opereze și să salveze un avid de inimă din județul Constanța, i s-a făcut un scenariu și lui că ar fi luat o de lei și a fost arestat. Un procuror bodean a înțeles să, că face parte din echipa Nicușor Constantinescu. Șeful Consiliului Județean Constanța a mai precizat că nu poate lua legătura cu Cristinel Dragomir, vicepreședintele CJC, dar că intenționează să conducă viitoarele ședințe ale legislativului județ.